Bine ai venit la ora de biologie! Astăzi vei avea de rezolvat fișa de evaluare a cunoștințelor asimilate în urma parcurgerii lecțiilor de genetică. Fișa de evaluare este concepută pentru a verifica progresul învățării și dobândirea competențelor la sfârșitul procesului educațional. Conține trei tipuri diferite de itemi, care solicită gândirea logică, aplicarea interdisciplinarității și folosirea argumentelor pentru alegerile răspunsurilor. Punctajul stabilit pentru fiecare item este necesar pentru o notare obiectivă. Succes! Primul subiect are următoarea cerință. Stabilește care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate și care sunt false. Modifică parțial afirmațiile false, astfel încât acestea să devină adevărate, fără a folosi negația. Argumentează alegerile făcute. Al doilea subiect este o problemă foarte simplă, la care vei utiliza și cunoștințe de matematică. Iată cerința pentru cel de-al treilea subiect. Completează spațiile punctate cu noțiunile corespunzătoare și argumentează alegerile făcute. Calculează nota cu ajutorul punctajului propus. Felicitări! Te aștept la o nouă lecție să descoperim împreună alte lucruri interesante de genetică.